Bună seara, domn Vladimir, ce mă numesc Pietru, sunt la compania Livrare Flori și avem o livrare pentru dumneavoastră. Poftim, avem niște trandafirașa frumoși pentru dumneavoastră, poftim. Așa. Avem o șampanie, poftim, tot e pentru dumneavoastră. Și niște dulciuri, Ferrero, tot pentru dumneavoastră, poftim. Așa. Și mai avem și un mesaj de felicitare. Să vedeți la cine vine surpriza, dacă îmi permiți, îi dau citire. La mulți ani, scumpul meu tătic, îți doresc multă sănătate, viață lungă și multe bucurii. Pentru că ani de trudă și muncă se numără în fire albe și riduri. Îți pot spune, tată, că de acum înainte ai să întinerești, pentru că dragostea și fericirea se numără în sclipirile ochilor. Și îți pot promite că de acum înainte ai să te faci mai frumos, tată. Ești iubit mai mult ca niciodată. Noi, familia ta, suntem tot ce ai nevoie și vom fi mereu aici lângă tine. Noi te iubim și avem nevoie de înțelepciunea ta. Mulțumesc, tată, pentru că existi și pentru că m-ai ales să-ți fiu fiica ta. Astăzi vreau doar să-ți mulțumesc. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viață. La mulți ani, tată, cu mult drag, fiica ta, Alina. Deci vă felicităm și noi vă spunem multă sănătate, să crească copiii cu bine. Și dacă aveți dumneavoastră un mesaj de felicitare, ți-i transmiteți fiicii dumneavoastră, Alina. Mulțumesc frumos, cadou. Dumnezeu să o aibă în pază, că e la o distanță tare mare și mulți ani nu e acasă. Să înțeleg că este dor de ea. De mult timp nu a fost acasă. Da. Așa. Trei cadouri am primit la alți copii, la Delta Iactor. Livrareflori.md. Gestul contează.